Bună, sunt Joker Virtual. Anterior, un băiat pe nume Wong s-a născut cu o putere de neimaginat și a decis să-și ascundă puterea pentotdeauna. Părinții lui i-au dat apoi o amuletă și o pastilă pentru a-i suprima puterea. Wong ar folosi apoi cea mai mică putere în timpul unui test, dar tot l-ar pune în fruntea clasamentului. Povestea continuă după ce rezultatele finale ale testului național Senior Face Cultivation Power Show sunt publicate. Doamna Pani se surprinde să-l vadă pe Wong în fruntea listei deoarece este un student atât de modest și sub medie. Puterea lui Wong nu a putut fi măsurată corect, dând un rezultat nul, dar asta înseamnă totuși că școala lor are acum 2 elevi în top 10. Un clasament atât de înalt înseamnă că adversarii lor vor fi puternicul district 59 în care au pierdut toate competițiile în trecut. Singura dată când școala lor nu a pierdut a fost când genul I a reușit să forțeze o remiză. I este totuși sigur că acest turneu viitor va fi mult mai interesant decât cel din trecut. Se apropie turneul de sabie, iar elevii și-au arătat abilitățile excepționale în pregătire. Cel mai impresionat dintre ei sunt cei care sigur au de câștigat, iar acest Asta este președintele districtului 59, Tang. Cu toate acestea, datorită abilităților de hacking ale lui Hago, toată lumea îl numește pe Tang Birdy, ceea ce îl deranjează la nesfârșit. Tang Birdy va continua să o complimenteze pe Sun Ro, clasată pe locul 3, care este membră a Faction 60, și să-i ureze noroc la turneu. Tang se străduiește să-și păstreze calmul, totuși când se întreba despre primul Wong și pleacă furtuna. În altă parte, doamna Pan este șocată să audă că școala lor, districtul 60, va trimite doar boboci la turneul de senior. Niciunul dintre seniorul lor nu este suficient de puternic, iar Sun Ho este cu adevărat singurul student excepțional. I este încrezătoare în învățătura doamnei Pan despre boboci, dar se gândește de două ori când își dezvolie învățăturile recente. Ea este apoi surprinsă încă o dată când I dezvolie că al cincilea membru pe care îl va trimite la școală este de fapt Froggy, pe care el îl folosește ca o vrajă de transformare. Omul rezultat este însă hidos, iar I spune că trimiterea de fiare spirituale oricum nu este împotriva regulilor. Îl fac pe Froggy să ia testul de forță spirituală, iar ei promite în secret că va elimina sigilul regelui demon dacă atinge valoarea de 5000 și o face și asta îl jenează. Apoi se surprinde să audă că al treilea clasat, Sun Ro, este acum membru al fracțiunii 60 și va trimite doar fiare spirituală la turneul de senior. Elevii din districtul 60 se relaxează după școală când Zhu Kong începe o conversație de grup cu cei 5 participanți aleși pentru a anunța că au fost selectați. Toți sunt surprinși, iar tatăl mândru al lui Shen îl onorează cu sabia spirituală pe care și-a făcut-o singur când s-a născut Shen. Toți își exprimă entuziasmul în chatul de grup, dar Wong rămâne tăcut. Hago avea să arate apoi sabia spirituală pe care a făcut-o folosind dinții unui tigru diavol. În urmă cu 8 ani, Zhu Kong este uimit să vadă că bobocii au deja sabii spirituale, iar soarele eroi este următorul. Ea și începe prezentarea și își arată sabia spirituală numită Ocean. Este o armă excepțională, iar ea spune că familia ei a falsificat alte 12 în cazul în care aia este deteriorată. Se sublinează că Froggy este un câine și probabil că nu are o sabie spirituală, dar se înșeală. Zhu Kong spune că producerea unui spirit dintr-o sabie spirituală necesită multă răbdare. A obține un spirit solid dintr-un haotic este dificil și va lua inițial forma unei fiare minuscule. În cele din urmă va crește și evolua. Zhu Kong spune că producerea unui spirit dintr-o sabie spirituală necesită multă răbdare. O sabie este un utilizator puternic de forță spirituală care are spirite de sabie care dobândesc capacitatea de a gândi. Elevii ar dori să învețe mai multe despre evoluția spiritelor de sabie, dar Zhu Kong spune că acele lecții sunt predate în clase mai avansate și trebuie să se concentreze mai întâi pe producerea spiritelor lor. Wong este singurul care nu și-a arătat încă sabia, iar când este întrebat dacă are una, el spune pur și simplu da. În altă parte, Tang îi spune instructorului său că vor trebui să recurgă și să folosească cea mai periculoasă armă a școlii. Tang a abandonat orice îngrijorare pentru consecințele ca această persoană să li se alăture în turneu și explică că nu-și permit să piardă împotriva Faction 60. Ea îi permite și spune că folosind puterea acelui om, Faction 60 nu va avea nicio șansă să câștige. În altă parte, bărbatul despre care au vorbit pe nume Bu Feng și eliberează toată frustrarea asupra unui grup de studenți. Îi se pare ciudat că i s-a cerut să participe la turneu. Bu Feng este însă intrigat și își exprimă entuziasmul pentru întâlnirea cu persoana care a forțat secția 59 să-i ceară ajutorul. Cu entuziasmul tuturor în chatul de grup, toți reușesc să observe că Wang nu și-a dorit asta de fapt. Wang este sigur că o manifestare adevăratei sale putere ar duce la panică, dar prietenii lui sunt atât de entuziasmați de turneu. El se gândește că ar fi bine să le arate sabia lui și să coboare să-și vadă părinții care sunt obsedați de produsele de îngrijire a pielii. La știri, sediul facțiunii din umbră este găsit și percheziționat. Liderul lor de district amenință că va apăra organizația până la capăt, dar este ușor de capturat. Echipa lui I ajunge la curățat lucrurile, iar I însuși apare pentru a acorda un interviu. El spune că acesta va fi a treia sa victorie în turneu și că va fi primul care va câștiga turneul. Împotriva facțiunii umbrei și vedem că bază jocurile lui nu merg atât de bine cu liderul lui. Facțiunea umbrei Wang are în sfârșit șansa de a-și întreba părinții unde i-au de
depozitat sabia și apoi se întreabă spre pod. El va primi apoi un mesaj de la Zhu Kang prin care a cerut să-l aducă sabia a doua zi, dar o ignoră când vedem că Wang a reușit deja să producă un spirit din sabia lui spirituală și este un beat complematur. Wang îl împinge apoi în cutie și ne uităm la puterea lui supra-uimitoare. A doua zi, Wang le arată tuturor sabia sa spirituală foarte neopresivă, care este aproape doar o sabie spirituală. Lui Wang îi se cere apoi să le arate părinților săi unde se află. Frog este singura care își poate simți adevărata putere, iar Shen este doar gelos pe Sun Ruo. Crede că e drăguț. Grupul va trebui să rămână în facțiunea 59 timp de 5 zile, iar Zhu Kang este surprins să vadă că Wang nu a adus niciun bagaj. Asta pentru că nu plănuiește să meargă deloc. În schimb, le spune tuturor că nu se simte bine și plănuiește în secret să se îmbolnăvească violent când ajung la facțiunea 59. Apare ceva urgent, ceea ce înseamnă că ei nu se poate alătura lor la moment și își dorește un rămas bun de la stăpânul său. Devine foarte serios. Totuși, când află că liderul facțiunii din umbră este capturat, femeia râde maniac, totuși autodistrugându-se și vedem că adevăratul lider urmărește în apropiere. Ea spune că bomba a fost făcută special pentru ei și are puterea de a topi fiecare celulă din vecinătatea ei. Ea crede că ea a fost aceea ruinându-și planurile și crede că acum va putea să elimine pe Sun Ruo, deoarece studenții slabi sunt acum atât fără speranță. O privire în interiorul autobuzului îl arată pe Wang luptându-se să-și păstreze spiritul de sabie de a se arăta. Cu zi înainte, Wang a reușit să convingă spiritul să se ascundă pentotdeauna, oferind tăiței crocanți, dar lucrurile nu par să meargă conform planului. Facțiunea 60 este binevenită de membrii facțiunii 59 și aflăm că profesorii din părțile opuse erau prieteni apropiați și colegi de cameră. Sunt rivali înverșunați acum, iar doamna Z își bajocorește cât de sărac este facțiunea 60 în afară de familia lui Sun Ruo. Anna Pan se grăbește totuși să sublinieze cum Sun Ruo a respins cererea doamnei Z de a se alătura facțiunii 59. Anna Pan continuă spunând că ea simte situația și dă vina pe predarea proastă a doamnei Z. Cu atâta se întâmplă, Wang nu reușește să găsească o oportunitate bună de a-și simula boala, la fel cum doamna Z folosește o abilitate care își testează valoarea forței. Dezvăluie că Wang are o valoare a forței spirituale de 5 și îl profită de ocazie pentru a pretinde că este rănit. Liderul forței din umbră sosește și în acest moment, iar spiritul de sabie al lui Wang spune că amuleta lui de suprimare a puterii se rupe. Se rupe la scurt timp, după dezlănțuit puțin din puterea devastatoare a lui Wang. Este văzut și a simțit de la kilometri distanță, iar spiritul de sabie al lui Wang spune că a încercat să-l avertizeze pe Wang, mai devreme doar pentru a fi împins departe. Cu amuleta ruptă, Wang trebuie să ia o pasă de suprimare a puterii înainte ca mai multă putere să fie dezlănțuită și devine instabil. Nimeni din jur nu este sigur de ce s-a întâmplat și presupune că abilitatea doamnei ei a fost cauza. Tang spune că nu a fost lucrul lui și se întreabă dacă Bu Feng a fost de fapt cel care urmărește de departe. În apărarea expusă de mai devreme, vedem că bomba a fost de fapt oprită exact la timp de ei, iar liderul fracțiunii din umbră decide să se retragă, deocamdată deoarece are un alt plan. S-au întâmplat multe lucruri neașteptate, dar Wang este bucuros să vadă că planul său de a pretinde că a fost rănit este în lucru. Cu toate acestea, Tang începe să se întrebe dacă Wang a fost de fapt în spatele șocului devastator al forței spirituale. El încearcă să-i amintească lui Sun Ruo de întâlnirea lor anterioară, dar ea se satură de Tang, care ignoră avertismentele ei de a se da deoparte. Secretara școlii Bei intervine la a-i opri atacul, iar tensiunile încep să crească. Tang spune că ea nu trebuie să fie în spital să-și facă griji pentru prietena ei, deoarece el va fi îngrijit, dar corpul lui Wang a izbucnit în flăcări, iar doamna ei reușește doar să-l bandajeze. Sun Ruo crede că Tang este responsabil și manevrează drumul ei într-un atac surpriză în fața lui Tang. Zhu Kong oprește totuși și reamintește studenților săi că va fi suficient timp pentru luptă în timpul competiției. Tang realizează apoi că Bu Feng a fost cauza și este ușurat că cel puțin unul dintre adversarii lor este deja incapabil. În infirmerie, medicii sunt șocați să vadă că trupul lui Wang a dispărut din aruncare și vedem că spiritul său de sabie se întreabă dacă este cu adevărat bine. Wang folosește capacitatea de a scăpa, dar provoacă daune suplimentare amuletei. Dacă mai folosește forța spirituală de câteva ori, atunci va izbucni și va induce o calamitate care va distruge lumea. Wang îi face un apel urgent tatălui său, care îi va aduce o amuletă de înlocuire. Apoi se pregătește să iasă pe furiș din facțiunea 59. Cealți elevi ajung la gimnaziu, ne sunt explicate regulile concursului de sabie. Există 5 altare cu elemente diferite împrăștiate pe hartă. Când o sabie este plasată într-un altar, echipa celui care îl poartă va acumula puncte și cu cât echipa ocupă mai multe altare, cu atât scorul lor va urca mai repede. În altă parte, Wang spune că este pierdut și nu poate folosi trucul călăuzirii de teamă că va distruge complet amuleta, dar din fericire spiritul său de sabie simte ieșirea. Tang sublinează cum doar Faction 60 are acum 4 participanți, iar Haogo încearcă să spună același lucru despre facțiunea 59. Tang se grăbește să sublinieze totuși că al cincilea membru al lor a fost acolo tot timpul. Bu Feng vine surprinzător în acțiune, iar Haogo poate spune imediat cât de periculos este. Bu Feng spune că dacă Sun Ruo și acceptă floarea, atunci va schimba partea și va trăda facțiunea 59. El spunează că facțiunea 60 este într-un mare dezavantaj chiar dacă ar avea celălalt membru al lor, iar schimbarea părților ar echilibra echipele. Shen vrea că el să scape de Sun Ruo, dar este împins de imensul lui Bu Feng și de
depresia spirituală. Lui Bu Feng nu-i place ezitarea ei, a fi respins la iritate, iar el își eliberează frustrările pe Shen prea agresiv. Atacul este fără milă, dar idealurile dăruite lui Shen de tatăl său nu-i vor permite să lase răul să prevaleze. Cu toate acestea, lui Bu Feng îi face plăcere să încalce voința unor asemenea oameni idealiști. El îndepărtează brațul lui Shen cu precizie chirurgicală și aruncă deoparte. Wang apare totuși de nicăieri și își prinde prietenul. Profesor realizează tipul de putere pe care îl folosește Bu Feng. El folosește o energie negativă numită anihilare. Când energia negativă se ciocnește de o forță spirituală pozitivă, se produce energie spirituală uriașă numită anihilare. Froggy îl recunoaște și el se gândește cum puterea lui Bu Feng nu este nimic în comparație cu energia negativă pe care o vor vedea dacă amuleta lui Wang este ruptă. Momentul este extrem de tensionat, dar Wang își ia la un moment dat timp pentru a răspunde la un apel de la tatăl său și îi spune că nu se poate întâlni cu el în acest moment. Bu Feng este confuz deoarece este sigur că i-a anihilat brațul lui Shen și vedem că Wang a reușit să folosească trucul său de a repara pentru a restabli instantaneu. În schimbul salvării prietenului său, Wang a dus amuleta pe punctul de a se rupe. Bu Feng nu poate simți nicio o forță spirituală de la Wang, dar este intrigat și se pregătește să-și testeze puterea. Totuși, Wang este complet dezinteresat, luând floarea lui Bu Feng și dându-i-o lui Sun Ruo. Competiția urmează să înceapă în curând și vedem că Yi a descoperit care este următoarea mișcare a facțiunii din umbră. Wang rămâne în urmă cu restul grupului și arată că dorește să obțină tăiței crocanți în ediție limitată, disponibil numai în Faction 59. Șeful Shadow Faction, care pândește, încearcă să pretindă că este student, dar minte, pentru că are toate fetele atrăgătoare de la școală memorate. Ea spune cât de periculoasă este, dar lui Bu Feng îi place asta și promite că va ajuta cu orice a planificat dacă va deveni iubita lui. El este respins încă o dată, iar latura lui întunecată iese la iveală atunci când urmește o bătrână. Ea lovește instantaneu și îi spune că ultima persoană care a numit-o în minte într-un moment cu iarbă acum este mai înaltă decât el. Atacul puternic nu reușește decât să o revigoreze și mai mult pe Bu Feng, dar energia lui negativă încă nu este suficientă pentru a impresiona, iar fata îl atacă cu gesturi simple ale mâinii. În acel moment, Wang își recuperează fără îndoială prețioși și tăiței crocanți când dă peste scena luptei și vede că intențiile fetei de a ataca sunt foarte clare. Mulțumesc că ai urmărit acest rezumat la anime. Nu uita să apeși pe butonul de like și să te abonezi dacă vrei să vezi mai multe astfel de rezumate.